să devină mamă virală. Într-o aură asociată cu voia bună și ospitalitatea, într-un spațiu desprins parcă din cărți vechi ce tratează teze de integrare socio-umană, dintr-o lumină care scoate la iveală culoarea vie sub toate formele ei estetice, pășim într-un univers rustic și modern, comunaciurea. În drumul nostru spre familia care ne va găzdui pentru realizarea unei rețete de excepție din bucătăria romă, trecem pe lângă fabrica de cărămidă. Înființată în anul 1891 de Gheorghe Duca. Clădirea principală cu fațada din cărămidă aparentă este prevăzută în interior cu o structură rezistentă din lemn. De remarcat faptul că se mai păstrează încă, deși nu funcționează, un ceas Paul Garnier fabricat la Paris și montat pe fațada clădirii. Fabrica de cărămizi Giurea reprezintă un autentic sit de arheologie industrială, iar faptul că se conservă clădirile, utilajele și procesul tehnologic determină ca această fabrică să fie unică în zona Moldovei. Continuându-ne drumul, ajungem la mănăstirea Hlincea. După datele actuale Pisanii, biserica mănăstirii Hlincea ar fi fost construită din temeliile pământului de către domnitorul Vasile Lupu și pictată de fiul său Ștefăniță. Hramul mănăstirii Hlincea este sărbătoarea Sfântului Gheorghe, prăznuită în fiecare an la data de 23 aprilie. Biserica Sfântul Gheorghe se impune prin proporțiile sale armonioase și se înalță în mijlocul unei incinte spațioase în formă de patrulater, înconjurată de ziduri înalte, sprijinite în partea de vest de contraforturi puternice. Fără prejudecăți și fără secrete, suntem invitați acasă la familia Bulibașei, loc aflat la nici 10 minute de mers de Iași. Cum intrăm pe poartă, ca un privilegiu, avem parte de o primire demnă de o sărbătoare locală. Discuția se sădește în jurul bucătăriei rome și aflăm că Shah Haimas este o rețetă care se pregătește de veacuri în comunitate și care are următorul mod de preparare. Mișto Avileana Menge, mi-e bușiu avea Ancuța. Bine ați venit la noi și eu mă numesc Ancuța. Astăzi o să vă prezint că o să gătesc eu varză cu carne, Shah Haimas, pe țigănește. Și aici avem ingredientele, avem carnea, avem aici varza, avem aici roșiile, orez, borș, cartofi și tot ce este pentru varză, ingredientele. Și eu zic să ne apucăm de gătit. Într-un ceaun mare se pune la călit coastă de porc, de preferat afumată, și pulpă proaspătă. Responsabila de gătit, Ancuța, fata cea mare a Bulibașei, ne povestește pe îndelete rețeta și ne mai dezvăluie câteva din tradițiile țigănești care țin de etichetă, de societate, dar și de gătit. Cartofii și orezul dau un gust mai bun la mâncare. La noi nu se mai face cu mâinile așa, pentru că nu mai este tradiția la noi. Noi, fetele mai tineri, nu putem să facem așa. Ale mai bătrâne puțin poate să facă. Peste carnea care deja s-a călit, se adaugă cartofi, roșii tăiate cuburi, apoi varză tocată fin și sare grunjoasă. Pestrițul fel de mâncare stă liniștit în ceaun și fierbe la foc domol. Se potrivește totul de arome, de sare și se adaugă aproape la final borș. La urmă, se tocmește un pumn mare de orez și se lasă să dea în clocot. Ne strângem cu toții la masă și ne este servit Shah Haimas. Merge de minune cu ardei iute și cu istorisiri din comunitate. Cadosa Samaroșah, Haimarumas,
Gata, elo, tamiti has. Haidam tahan romale. Shah hemas. Stilo romano.